Air Majesty, cartea scrisă de Emil Hosu-Longin despre Michael Jordan, cel mai mare sportiv din istorie, a fost lansată la finalul acestei săptămâni în sala Mihai Viteazul din Capital. Evenimentul a fost onorat de prezența președintelui clubului Steaua, Răzvan Bichir, a secretarului general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, George Boroi, dar și a numeroși foști mari jucători de basket roșialbaștri. Am câștigat 9 titluri de campion în perioada în care am jucat împreună cu generația mea. Și e foarte bine că s-a făcut aici, pentru că nu trebuie scuitate niciodată rezultatele și performanța pe care am făcut-o noi ca basketbalist pentru culorile clubului Steaua. Este o mare plăcere că s-a găsit cineva să scrie despre cel mai mare sportiv basketbalist al planetei. O mare, mare plăcere și sunt mândru că-l cunosc și sunt amic, prieten cu Emil Hosu-Longin, căruia îi doresc că ăsta să fie doar un început. Cu ce a trebuit să rămânem după toată cariera fabuloasă a lui Michael? Cu ce putem să rămânem? Un exemplu de sportivitate, de talent, de... Nu știu, nu găsesc acum cuvinte să-l caracterizez eu pe Michael Jordan. Este cel mai mare sportiv al planetei. Am avut ocazia la Paris să particip la un turneu la McDonald's în care a jucat Chicago Bulls și l-am văzut de aproape. Este impresionant și ca fizic și ca tehnică. Jurnalist cu o vastă experiență, Emil Hosu-Longin a lucrat 16 ani la Air Majesty și a recunoscut că ar fi tentat să scrie o carte și despre cei mai mari jucători de basket pe care i-a avut Steaua. Emil, de ce ai ales să lansezi această carte acasă la Steaua? Am descoperit acest sport urmărind meciurile de basket din Floreasca și îndrăgostindu-mă de acea generație fabuloasă, a Stelei în primul rând, condusă de Costel Cernat, din care făceau parte Brănișteanu, Ermurache, Ardelean și așa mai departe. Încet, încet, pasiunea asta a trecut oceanul și s-a îndreptat către probabil cel mai mare sportiv al acestei planete și așa a ieșit cartea. Evident că în momentul în care am avut de ales locul pentru a o lansa, a fost să vin în sala în care în sala sportivilor pe care eu i-am descoperit cu mare emoție la 15 ani. Cu ce ar trebui să rămânem după ce citim această carte? Ar trebui să învățăm și să pricepem că nu există super performanță, nu există mare performanță fără o muncă ieșită din comun. Michael, pe lângă toate calitățile pe care le-a avut de la Dumnezeu și de la familia lui, a avut o etică a muncii excepțională, a avut o etică a antrenamentului absolută, unică, remarcabilă. Are toate calitățile posibile ale unui sportiv, dar care au fost puse în valoare de această dedicare a lui ieșită din comun pentru efort, pentru a face totul la limita maximă. Cartea Air Majesty este disponibilă în toate librăriile din țară, dar și online pe site-urile de specialitate.